Vasile Vâlcescu este un polițist cu principii. Ai grijă să nu te ceri cu vreun coleg din prima zi. N-am de gând să stau cu capul plecat. Dacă o să fie ceva ce nu-mi convine, o să spun. Tu n-ai călcat legea niciodată? Nu, sunt polițist, de ce aș vrea? Hai că vreau să-ți prezint pe cineva foarte important, da? Am vorbit cu Samuel, mă așteaptă. Este nouul tău partener? Da. Azi dimineață l-am primit. Petru e corupt și îl protejează pe Samuel? Un cadou de la Samuel. Dar ăștia sunt bani murdari, nu pun mâna pe ei. Însă un eveniment neprevăzut îi pune la încercare integritatea. Mi-a zis dirigenta că a leșinat. Are temperatură mare, e dat ceva? Doctorul ne-a spus că Geo suferă de o boală foarte rară. Problema e că operația costă foarte mult. Până mâine trebuie să fac rost de toți banii. Boala se dezvoltă și trebuie intervenit imediat. Asta mi-a spus medicul. Dar știu pe cineva care putea să împrumute. Cine? Samuel. Vreau să devii omul meu. Nu pot să fac asta. Aș încălca legea. Ce mai important, bă, băiete? Legea sau viața fetiței tale?